Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Luisa Neag, senior editor Herald, blogger, și vom vorbi despre filozofie și despre un autor foarte important. Este vorba despre John Dewey, cum gândesc oamenii, înțelegerea minții și creșterea eficienței în procesul de învățare, o carte publicată în colecția Cogito, în colecția de filozofie a editurii Herald. Influența lui John Dewey asupra educației și filozofiei americane și nu numai rămâne incalculabilă. Acest volum, la fel de proaspăt, am putea spune, și inspirator astăzi, precum a fost la publicarea sa inițială, este esențial pentru oricine acompaniază procesul de învățare sau dorește să-și înțeleagă și să-și dezvolte propriul intelect. Așadar, Luisa, o carte la care tu ai lucrat și o carte foarte importantă în această frumoasă colecție. Ce este de fapt gândirea și cum ajungem să gândim logic? Mulțumesc în primul rând pentru invitație, Sorin. Bună tuturor! Ce este gândirea? Gândirea este ce ne împiedică să facem meditație. Glumesc! Noi ne-am obișnuit în perioada asta să lucrăm cu gândirea ca fiind, apropo de meditație, acel lucru care ne împiedică să ajungem la noi înșine. Acea perdea de zgomot a minții care stă între noi și noi, cumva. De asemenea, tot în perioada în care ne aflăm, este la mare modă să se vorbească despre neuroștiințe, neurobiologie, neuro cum ne impactează, cum ne impresionează gândirea, cum ne influențează gândirea, chiar starea noastră de bine, chiar starea noastră de sănătate. Ei bine, acest autor a trăit între anii 1859-1952, într-o epocă în care știința își lua avânt, în care tehnologiile care sunt acum avansate abia începeau să înflorească și interesul tuturor cercetătorilor din toate domeniile din acea perioadă era cum să fie cât mai obiectivi. În acest sens, John Dewey, când se referă la gândire, se referă la acea gândire care urmează un parcurs logic. Bineînțeles că noi tot timpul ne gândim la ceva, tot timpul ne trec gânduri prin minte, dar nu despre asta vorbim noi acum, ci vorbim despre acea gândire care este orientată către un scop, acea gândire care urmărește, cum am spus, o logică. Gândurile se sprijină unele pe celelalte și formează o structură coerentă care urmărește să ne ajute, în primul rând, o structură coerentă care are legătură cu realitatea, să ne ajute să ne rezolvăm anumite probleme cu care venim în contact, anumite dileme care se ivesc în calea noastră, în primul rând în viață, în realitate. Să nu uităm că John Dewey este unul dintre cei mai importanți exponenți ai unui curent filozofic numit pragmatism. Dar John Dewey era în primul rând un profesor. El a fost toată viața lui un profesor. A predat la toate categoriile de vârste de elevi, de la școala primară până la universitate. Și bineînțeles că, fiind în structura lui un profesor, un lucru pe care îl înțeleg foarte bine că și eu am fost la catedră, era foarte interesat să rezolve problemele care apăreau în acel context. Probleme care se refereau în primul rând la educație a elevilor. El era interesat și de asemenea de democrație și susținea foarte mult democrația și spunea că nu este suficient ca oamenii să aibă drept de vot, ci este foarte importantă alcătuirea unei opinii publice care să fie relevantă și asta se construiește prin educație. O deprindere, oamenii să ajungă să gândească în mod corect cu mintea lor, adică să fie bine educați.
Acum, John Dewey a fost interesat și de psihologie. Chiar teza lui de doctorat a avut ca temă, teza lui de doctorat care s-a pierdut, din păcate, a avut ca, sau cel puțin așa am găsit eu, așa, a avut ca temă psihologia lui Kant. Deci așa o melanj al intereselor lui, atât în sfera psihologiei, cât și a filozofiei și a filozofiei gândirii, a epistemologiei. El a fost multă vreme chiar președintele Asociației Americane de Psihologie și președintele Asociației Americane de Filozofie și membru al Federației Americane a Profesorilor, deci un foarte puternic activist în această zonă. Am găsit că a publicat peste 700 de articole în 140 de ziare și aproximativ 40 de cărți. Aceasta despre care vorbim este una dintre cele mai cunoscute și una dintre cele de referință din opera lui. Ce mi-a plăcut mie foarte mult, apropo de, mă rog, anecdotic, așa, de viața lui, este că la un moment dat și-a luat un an sabatic și a plecat cu soția lui în Japonia și în China. În China a fost invitat de niște foști studenți să susțină la Universitatea din Shanghai niște conferințe care au avut un succes enorm. Deci au venit mii de oameni la conferințele lui și era numit Mr. Democracy și Mr. Science și chiar a fost numit un al doilea Confucius, ca să înțelegem cu cine avem de a face. Revenind la cartea noastră, e o carte de filozofie a gândirii. Noi suntem acum obișnuiți, când găsim pe piață cărți despre gândire, să găsim, mă rog, foarte multe popularizări ale unor studii științifice, mai ales din zona din care vorbeam mai devreme, cu neuroștiințele. Aici e vorba despre o carte de filozofie, adică nu, ea nu se adresează chiar oricui. Adică dacă nu vrem să ne punem un pic în mișcare mușchii minții, nu știu cum o să ajungem să ne placă această carte. Sunt analizate procesele gândirii din punctul de vedere al filozofiei pragmatice, despre care vorbeam un pic mai devreme. Adică gândirea noastră este relevantă și este importantă în măsura în care este pusă în slujba vieții, în slujba rezolvării problemelor, în slujba obținerii chiar succesului în viață. Un mod de gândire specific american. De-a lungul istoriei, în ceea ce privește adevărul unui enunț, au fost stabilite mai multe tipuri de teorii. De exemplu, este acea teorie a adevărului concordanță, care susține că un enunț este adevărat în măsura în care el este în concordanță cu realitatea la care se referă, care poate fi observată prin anumite metode. O altă teorie a adevărului e așa numita teorie a coerenței, care susține că un enunț, ca să poată să fie considerat adevărat, trebuie să se înscrie într-un corp de cunoaștere care deja a fost considerat adevărat și să fie cuprins în mod coerent cu toate celelalte cunoștințe pe care le-am acceptat până la un moment dat. Modul, cum să zic, teoria despre care vorbim acum, apropo de adevăr, este teoria adevărului pragmatic, prin care un enunț este adevărat în măsura în care el se dovedește relevant din punct de vedere al realității, al vieții efective în care ne desfășurăm noi activitatea. De exemplu, să luăm întrebarea clasică a profesorului la clasă, când vine și întreabă pe elevi: haideți să vedem despre ce am vorbit noi data trecută.
lucru care nu este relevant. Ar trebui să întrebăm pe elevi, haide să vedem din ceea ce am vorbit noi data trecută, câte dintre aceste lucruri ne-au ajutat să ne rezolvăm problemele cu care ne-am lovit în viața noastră reală. Cum ne-au ajutat lucrurile pe care le-am învățat noi să ne descurcăm în viață, să avem mai mult succes. Este și acum, dacă întrebăm pe oricine, și pe tine dacă te întreb, și pe tine mai ales că ești tată de adolescenți, câte dintre cunoștințele pe care le învață elevii în acest moment la școală sunt relevante, îi vor ajuta cu adevărat în viața care îi așteaptă mai departe. Și ei se vor uita și vor spune că foarte puține și că sunt foarte multe lucruri inutile. Profesorii, de asemenea, se confruntă și ei cu o dilemă, pentru că nici ei nu știu cum să facă. Ei sunt verificați de către superiorii lor dacă și-au urmărit programa școlară, dacă au trebuie să acoperit materia. Exact, asta voiam să zic. Trebuie să acopere, exact, astea sunt cuvintele pe care le folosește și John Dewey, dacă și-au acoperit materia, și atunci procesul de învățare se reduce la o mulțime de cunoștințe care trebuie cumva să ajungă în capul elevilor, ca și cum, nu știu, le-ai turna așa printr-o pâlnie, și ele trebuie să se scurgă în capul lui și să se așeze frumos acolo, cumva, astfel încât elevul trebuie să fie pregătit, sau ceea ce se consideră că este un elev pregătit, este acel elev care este capabil să redea cu cât mai mare acuratețe cunoștințele pe care le-a înmagazinat în lecțiile anterioare. La orice materie se petrece acest lucru. John Dewey susține un învățământ și îl susține la jumătatea secolului trecut, adică încă nu s-a rezolvat problema asta și nu cred că e o problemă care ține doar de țara noastră. Cred că cumva învățământul la nivel mondial se confruntă cu această problemă și tocmai de aceea cartea asta e foarte importantă și ar trebui să fie cât mai mult luată în vedere atât de către profesori cât și de cei care se ocupă de educație în general și cei care vor să-și înțeleagă propriile procese ale gândirii. Mintea și gândirea este ceva care crește natural în ființa umană. În momentul în care ființa umană începe să-și dea seama, începe să devină lucidă din ce în ce mai mult, chiar din prima copilărie începe să pună întrebări, această nevoie de a cunoaște, de a înțelege lumea, crește în mod natural în ființa umană și în mod paradoxal, exact în momentul în care ființa copilul ajunge să intre în sistemul de învățământ, în loc să fie hrănită această curiozitate naturală și în loc să îi se cultive în așa fel încât să-l ajute să înțeleagă mai mult viața, el este introdus în acest sistem care îi retează practic aceste aripi și în loc să simtă bucuria de a învăța și de a cunoaște lucruri noi, elevii ajung să simtă că școala este o corvoadă și se creează o ruptură între ceea ce înveți la școală și ceea ce întâlnești în viață și cumva oricât de învățat ai fi tu și oricât de, nu știu, ți-ai construi așa un aparat conceptual foarte bine pus la punct și ai reușit să te exprim despre să faci conexiuni între cunoștințele pe care ai reușit să le înmagazinezi, în momentul în care ești pus în fața unor situații ale vieții, te trezești că ți este foarte greu, că nu știi de unde să le apuci și cumva ai nevoie de niște cursuri speciale pentru anumite situații speciale, care de altfel sunt umane, sunt normale, nici măcar nu ar trebui să
existe vreo problemă dacă tot ai făcut atât de mulți ani de școală. Așadar, revenim la cartea noastră, o recomand din tot sufletul și cred că ne este foarte actuală și de mare ajutor în rezolvarea acestor probleme despre care am vorbit. Știu că ai și niște citate din carte pe care ai vrea să le împărtășești cu cei care ne urmăresc, cei care ne ascultă. Dar înainte de asta, până te pregătești tu, aș vrea cumva, pentru că abia așteptam, recunosc că abia așteptam momentul, să-ți răspund la întrebarea ta de mai devreme. O problemă care, din păcate, ne frământă și frământă și sistemul educațional românesc și cumva în personalitatea lui John Dewey se îmbină atât de frumos și filozofia și psihologia și, iată, și pedagogia. Pentru că elevii sunt învățați și noi suntem cumva, sistemul educațional românesc este cumva tributar ultimelor 4, 5, 6 decenii, da? Lucrurile nu s-au schimbat prea mult de acum 3-4 decenii, 30-40 de ani și suntem tributari aceluiași sistem până la urmă, faptul că elevii sunt învățați să trăiască în două lumi separate. Lumea experienței extrașcolare și lumea cărților și a lecțiilor. Deci, și noi pe urmă ne întrebăm oarecum, ne întrebăm în mod stupid de ce oare ceea ce studiază copiii la școală contează atât de puțin în afara acesteia. Și John Dewey vine cu niște răspunsuri că din ceea ce noi învățăm din primul an, din clasa întâia sau din clasa pregătitoare și până să spunem, până la sfârșitul clasei a 12-a, vom folosi destul de puțin. Vom folosi, bineînțeles, mai mult materiile pentru care noi ne pregătim și urmează să facem o facultate și, dacă avem și noroc, da, și ne ducem în aceeași direcție, ajungem în facultatea respectivă să studiem mai departe lucrurile care ne-au pasionat. Nu știu, îmi imaginez acum cineva care vrea să facă istorie, da, și are această materie predilectă, sau cineva care vrea să facă litere sau filologie, cum se numea pe vremea mea. Altcineva care vrea să facă, nu știu, matematică, să devină cercetător. Geografie. Sau geografie, da. Adică, vezi, de asta învățământul, din păcate, învățământul românesc este diferit de alte forme sau de alte sisteme educaționale. Pentru că în alte țări occidentale și mai ales în nordul Europei, și aici mă refer la sistemul finlandez, copiii sunt cumva motivați să își aleagă în funcție de înclinații, în funcție de abilitățile lor, anumite discipline pe care, pe urmă, vor să le Da, urmeze. Dar și asta, știi, într-un fel, nu știu, eu încep din ce în ce mai mult să mă gândesc că poate că ar fi ceva foarte bun dacă s-ar introduce chiar, nu știu, de la liceu, lecții despre, mă rog, că există cursuri de psihologie sau... Dar ar trebui să fie, de exemplu, cursuri despre relațiile interumane. Din ce în ce mai mult văd că se pune accentul pe recunoașterea emoțiilor, încă de la grădiniță, ca oamenii să înțeleagă, să învețe copiii, să învețe de mici ce este acea emoție pe care o simt, cum să o definească și cum să o gestioneze. De exemplu, ar trebui să existe cursuri de parenting, mă gândesc. Mă uit, citesc cărți de parenting și îmi dau seama că pentru oamenii care deja au copii, poate să fie foarte solicitant să studieze parenting în momentul în care sunt în prim proces și se confruntă, nici n-au timp, nici nu au energie. Ar fi trebuit să fie pregătiți dinainte să știe de ce anume se vor lovi și ce situații pot să apară cu un copil mic și cum să le rezolve. Da, deci sperăm că până la urmă învățământul se va dezvolta și el odată cu oamenii. Dacă nu, din fericire există învățământ alternativ din ce în ce mai mult. Oamenii, cred că de aceea este așa avalanșă de cursuri de dezvoltare personală în toate direcțiile în care oamenii simt că au nevoia, tocmai
Pentru că oamenii au nevoie să învețe mai mult decât acele discipline sterile care poate la un moment dat au fost utile în oamenilor în acea perioadă în care învățământul a fost structurat așa și care din ce în ce mai mult începe să fie depășit și oamenii au alte nevoi. Dar să revin la... Educația informală ca o alternativă, așa cum ai spus tu, la educația formală. Te rog. Da. Mi-ai zis că da, într-adevăr, eu am niște citate aici. Apropo de gândire și de cum gândim, discuția devine foarte relevantă și din punctul de vedere al libertății. Pentru că John Dewey concepe libertatea ca fiind eminamente ceva legat de modul în care gândim. Zice, libertatea nu constă în menținerea neîntreruptă și nestingherită a unei activități externe, ci e ceva ce trebuie obținut prin cucerire, prin cucerirea, prin reflecție proprie a dificultăților ce împiedică intrarea în acțiune și reușita imediată. Apropo de ce spuneam cu abordarea pragmatică, care este îndreptată către reușita în acțiune, către succes. Cu alte cuvinte, dacă mintea funcționează cum trebuie, dacă gândim cum trebuie, dacă suntem educați din punct de vedere al gândirii așa cum trebuie, ne vom da seama care sunt obstacolele care stau în calea libertății noastre, de ce natură sunt acele obstacole și vom găsi cum anume să le putem depăși și să ne susținem libertatea. Dacă ești, zice, dacă nu ești capabil să estimezi în mod înțelept ce este relevant în interpretarea unei chestiuni bulversante sau dilematice, e de puțin folos că prin învățare trudnică ți-ai format dita mai inventarul de concepte, căci învățarea nu este înțelepciune. Informația nu garantează buna judecată. Memoria poate asigura un frigider de stocare, un inventar de sensuri pentru utilizare viitoare, însă judecata îl selectează și îl adoptă pe cel care trebuie folosit în caz de urgență și fără un caz de urgență, o anumită criză mică sau mare, nu se face apel la judecată. Adică, fără să pui cunoștințele la treabă într-o situație dată, este irelevant câte lucruri ai învățat tu. Sunt acolo dacă ți le amintești bine, dacă nu, nu, dar trebuie să intri în contact cu viața, să ai anumite experiențe, chiar de criză, cum spune el, chiar ceva, un conflict în care să fii forțat să gândești, să-ți pui în acțiune cunoștințele pe care eventual le-ai asimilat. Din nou, o abordare specific pragmatică. Din punct de vedere intelectual, o idee nu poate fi definită prin structura ei, ci numai prin funcția și utilizarea ei. Și mai zice, nimic nu e cu adevărat cunoscut câtă vreme nu e înțeles. Și aș adăuga în același spirit aplicabil și aplicat în viața de zi cu zi. Mă opresc aici, că dacă mă lași, îți mai citesc până diseară. Sunt foarte entuziasmată de această carte și mă bucur mult că am reușit să vorbim despre ea. Dragilor, am vorbit despre John Dewey, cum gândesc oamenii, înțelegerea minții și creșterea eficienței în procesul de învățare, o carte publicată în portofoliul editurii Herald, așa cum spunea și invitata noastră de astăzi, Luisa Neag, senior editor Herald și blogger. Vă recomandăm cu mare drag această superbă carte a lui John Dewey în colecția Cogito a editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Luisa, vă mulțumim și dumneavoastră mulțumim că sunteți și de fiecare dată alături de noi. Vă invităm în continuare să ne urmăriți materialele video atât pe pagina de Facebook a editurii Herald, cât și pe canalul de YouTube Herald. Să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!